Soldați. Salutare și bun găsit! Scuzați ecou, dar aveam avaria la noi. Hai să vă arătăm și cum se toarnă o șapă de ciment într-o cameră. După cum se vede aici, avem o cameră unde trebuie să turnăm o șapă, pentru că aveam o încărcătură destul de mare, n-am putea turna una mai nivelată și plus de asta avem și niște conducte pe aici și trebuie să le astupăm. Așa că primul pas este să ne dăm un nivel. Eu am setat aici la serul. Așa. Asta este nivelul pe care avem să-l turnăm. Nu este foarte mare, undeva la 5 cm și ceva, ca 8-6, cam așa este unul, nu? Da. Așa. Și trebuie să turnăm șapa aici. Cum procedăm? După ce am măsurat foarte bine suprafața, trebuie să amorsăm. Am amorsat cu o amorsă nevinovată din abundență, astfel încât suprafața să nu mai fie atât de absorbantă. Da, puteți să dați și like dacă vă place conținutul acestui canal, să vă abonați, asta probabil că știați deja. Apoi, o să începem să facem feșele, cum le spunem noi, sau ghidajul pe care vom turna șapa, ca să știm că este drept. Și vom face trei astfel de feșe. Vom porni o fașă în această lată, o fașă pe mijloc și una în partea cealaltă unde este Ionuț. Și după ce vom face toate aceste feșe la laser, vom turna șapa foarte simplu. Haideți să vedem cum se face. Înainte de orice, trebuie să punem pe margine o bandă perimetrală care va servi drept rost de dilatare. Adică șapa noastră nu va atinge de perete și acest lucru ne va ajuta și nu vom avea fisuri în momentul în care, datorită căldurii, se va dilata sau în perioadele mai reci se va contracta. Vom pune această bandă perimetrală care este și autoadezivă. Noi am tăiat una mai mare de vreo 15 cm sau de 20 de care. De 15 cm de fiecare. Și vom lipi pe tot conturul camerei. Pe lângă țep vom da tot la fel, pe lângă țepele astea de căldură. După aceea le vom și acoperi și pe ele ca să nu strângă țepele de căldură aici. Și după ce vom pune banda asta perimetrală, ne vom apuca de feșe să le facem. Așa că rămâneți alături de noi. Și începem prin a așeza mortarul puțin mai sus decât nivelul. Cred că se vede dunga laserului aici. Și o să începem acum să-l modelez. E un pic cam lumină camera asta, dar se vede asta. Ia-ți-mi mine. Îl mai cunoașteți pe domnul Ion? Nu, e mai albel așa, dar asta vreo două zile l-a vânzat. Merge treaba, domnul Daniel? Merge bine. Când îl vede, bine, să știi. Se vede aici. Bagă după țeapă. Trebuie să rămână liber aici, dacă vor decide ca să scoată țepile, o să fie rău. Mai aduc o lopată? A, mai se vede puțin. Stai că aduc. Uite lopata aceea pe aia. Nu te deranja. Stai acolo. Că avem memorie la telefon. Pe cu telefonul acum. Nu știu cum. Probabil va fi o diferență de imagine, da? Asta e
Da, da, pentru că avem nivelul tot, uite și pe perete aici să le arătăm la băieți, la laserul tot. Asta nu este negru, pentru că e normal. O șapă, e un pic mai mult față de normal, 3-5 cm o șapă din asta. Mă, îmi pare puțin mai mult, dar e bine. Am avut și mai mult, mă, da? Da. Frumos, da? Nu mai folosim simbolul boc în dreptar, nimic atât de zic ăla acum. E direct pe nivel, pe lasă. Dacă ne-ar arăta cu soarele, cumva. E cam deranjat un pic aici, dar la urmă o să fie bine să... O să surprindem de lucruri mai bine. Așa, bun. Am întins-o acum în dreptarul. Uite, se vede laserul, nu? Dă-te mai departe, se vadă lumina. Și încet și ne îndreptăm frumos. Ne și scurie deja acum, da? Și uite acum cum se vede lumea. Aproape este bine. Se vede ramurile astea. Mai, lasă-te un pic mai așa aproape. Așa, văd. Și acum o mai las puțin să tragă. Și după ce o mai sufinise. Spune, dar deja este... Este la laser. Dacă n-ar fi la laser, s-ar vedea laserul cu neapă aici, dar nu se vede, se vede exact la suprafața aia acolo. Și după ce trage, puțin, o să mai folosesc tot brișca asta și o să îi fac așa, dar după ce trage, așa. Uite, ia uite ce frumos. A apărut lângă aici? Sigur. Se vede, nu? Și cam asta este. Uite. Facem așa la toate feșele, după ce le lăsăm să tragă, începe să aruncă mortar întreg. Mai simplu de atâta, eu nu cred că se poate. Cu bolobocul mai putem așa la lucru, că bolobocul știe și voi cum este. Bula aia ori e mai stângă, ori mai dreapta, ăla ai scăpat odată, să duci în aia, așa că o să continuăm. Cam așa arată, finisată. Arată foarte frumos, iar acum o facem și pe asta la tot, ca să vede chiar mai bine, pentru că e mai implementat așa. Procedăm tot la fel. Ce nu v-am zis, șapa pe care o să o folosim este top 2 de la de plast. Este o șapă pentru trafic ușor. Noi când preparăm undeva la 4 sași, parcă nu știu, nu? 3-4 sași. Da, mai mulți așa odată. Da, putem prepara pe unul și folosim mixerul. Ați văzut, nu folosim betonieră sau nu-l facem la lopată. După ce o să facem feșile, o să aducem recipientul ăla în care facem șapă, o să-l aducem aici, între ele, adică nu o să facem acolo. Dar aici avem nevoie să fie liber pentru nivel, ca să putem vedea nivelul. Poate noi mai avem pe canal un clip de genul, nu? După șapă, parcă la garaj acolo, nu? Da. Da, aia, ăsta este mai nou. E varianta 2023 plus. Da, domnule, uite, ia de aici. Așa? Îl putem face acasă fără probleme. Altfel, cât de costul e unul? În euro, iată. Cât de costul are în euro? În România, mă. Da. Mama, așa. Nu cred că mai toată așa de aia. Nu este cum e aia copterizat într-adevăr. Nu este atât de fină, dar ești. Dar totuși este treabă ca lumea. Nu știu bine, mai rămân anumite goluri în așa. Oricum, după asta o să... O să turnăm în șapă, o să nivelăm. Nu rămâne așa. Ia să vedem. Se vede, da? Când mergem aproape de exterior, ne putem un pic în jos. Ce-a avut, cum ne spune? Acolo, hai, uite, tu vezi? Deci eu mai ajung, mai avem aici, în partea asta. Nu ne ducem din prima, pentru că eu o să mai se lase, pentru separare puțin și uite. E bine că totuși nu e atât de groasă aici. Tu vezi deja, cam aia e, și acum o iau cu mult așa. În drept. Bun. Și se vede. E cam aia. Acum, după ce v-am trage puțin, folosesc mișca respectivă.
O să mai finisez, adică în genul ăsta așa. Să nu se vede piciorul tău aici, nu are nicio problemă, uite, să vede la laser tot. Hai că ne vedem de regla la când turnăm între feci, că e destul de sigur. Sigur că da. Bun, apasă butonul așa. Și după ce au tras puțin feșile, nu s-au uscat, atenție, nu trebuie să usuce, că dacă se usucă, după aia nu vor mai face priză și vor rămâne fisuri între ele și ce turnăm. Am preparat aici câțiva săpuți. Și îl întindem frumos între feșe. Și apoi o să-l tragem cu dreptalul. Imediat va da și o fază, să-l tragem cu dreptalul. Și gata, gata, să mai zic ultima dată. Așa trebuie să iasă după ce tragem. Înainte de tras, întindem mortarul, astfel să fie puțin la suprafață. Eu mai știu. Și apoi îl tragem o dată așa mare cu dreptarul, nu îl tragem de tot, nu apăsăm foarte tare dreptarul pe fece, ci doar cât să luăm un plus de șapă. Așa. Ia să mai iese ceva, doamne. Mai merg, nu? Da. Îl plac de la aproape, la aproape, dar nu... Îl plac, dacă tragem din prima și o lăsăm așa, fără să o tragem stânga-dreapta așa, ca și cum am folosit un vibrator ceva, nu pot să se iasă. S-a înțeles, Ionuț? Sigur că da. Asta este. 10 lei pentru pătrat. A? 10 lei. 10 lei și o țigară. Ce faci cu 10 lei? Dar cât este, mă, frate? De ce nu crezi cum așa? Cât vrei? 23. Cât vrei? Cu 10 lei. Ce e 10 lei? Pe atâta dau oamenii. Ce că e ieftin așa. Ce fac cu oamenii? Nu e lucruri de calitate. Ce nu? Ai turnat un pic de montat aici. L-ai întins așa și știi niște apă. Vrei să câștigi 2 milioane la zi și tu. Hai, ia, ce muncă e asta, ce faci acolo? Ia. Pe asta e muncă, că pui niște praf acolo, n-am? Aaa, ce n-ai, mamă, frate? Și gata, acum. Și lucrul de calitate, n-ai cerea și lucrurile cu deci. Ce e? Ce? Da, deci așa arată. Da, mă, că arată bine. E bine, o să arate mai rău după ce se va usa, adică ea mai o să dea nivelete, dar după cum știți, se toarnă și o șapă autonivelantă înainte de parchet. Ca așa trebuie, ca așa e frumos. Hai să vă arătăm finalul și povestim atunci mai mult, de fapt cred că o să ne vom la revedere. Și uite așa arată. Mai avem puțin și terminăm. Așa arată șapa din ciment cu nisip. După ce se va usca, o să arate așa mai frumos. Acum deja începe să iasă apa din ea. Semn că este bine. Cam asta și cu turnarea șapei. Vă mai arăt o poză la final. Dacă vă place ceea ce vedeți aici, puteți să vă abonați. Iar dacă aveți neclarități, puteți să întrebați în secțiunea comentarii. Da, deci așa arată. Începe să se usuce. Elegant, frumos. Cred că și voi puteți face asta acasă. Dacă nu puteți face asta, apelați la cineva care vă poate face. Până data viitoare, Daniel și cu domnul Ionuț, care acum e la o pauză de apă, vă urăm o zi plăcută în continuare.